Bună, dragile mele, și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Deborah de pe blogul farmacistonline.ro și vin astăzi cu favoritele lunii mai. Afară plouă de curge, poate veți auzi cum tună, pentru că tună și fulgeră, asta e. Acum am timp să filmez și așa am zis că nu mai amân și vin să vă arăt ce produse am preferat să folosesc în luna mai 2016. Și pentru început vreau să încep cu aplicația Snapchat. Este preferata mea și vă aștept pe noul meu cont, Deborah_Jostentiș. Vă aștept acolo cu review-uri zilnice despre produse, despre viața de zi cu zi, despre plăceri, temeri, frustrări, păreri, tot felul de chestii. Vă aștept să ne împrietenim și să ne cunoaștem mai bine pe Snapchat. Și să trecem la produsele pentru îngrijirea pielii. Ca să le luăm la rând, după cum le folosim și pe ten, voi începe cu apa micelară de la Jaya. Este o apă micelară pentru ten sensibil, Sensitive Skin se numește ea. Veți găsi în bara cu descrieri toate produsele pe care le menționez în acest clip și cu link-uri către articolul unde veți găsi mai multe detalii. Este apa micelară, așa cum vă ziceam, pentru tenul sensibil, nu are paraben, nu are alcool, nu are parfum. Demachează tenul foarte, foarte bine, e suficient o cantitate mică de produs pentru a demachia tenul. De obicei folosesc două dischete când am un machiaj mai plin sau fața mai acoperită, mai bine acoperită. Folosesc două dischete demachiante, dar curăță foarte bine, nu irită, nu lăcrimează ochii. Și nu are gust amar cum au altele. Îmi place foarte mult, vi-o recomand, este ieftină și de calitate. Al doilea produs pentru demachiere este demachiantul bifazic pentru ochi de la Garnier. Am varianta aceasta mică pentru ochi. Este ultra eficient, așa cum scrie și pe ambalaj. Are două faze, este bifazic, acum este agitat și nu prea se vede pentru că este și puțin pe fundul flaconului. Îndepărtează tot machiajul ochilor și al buzelor, chiar dacă este rezistent la apă sau la transfer sau la orice altceva, îndepărtează foarte bine, curăță foarte bine. Are uleiuri, ceea ce demachează și rupe orice legături ale machiajului. Îmi place foarte mult, nu lăcrimează ochii, nu ustură ochii și este super, super bun, vi-l recomand. După demachierea tenului, urmează curățarea și mi-a plăcut foarte mult să folosesc acest gel de curățare de la Elmi Plant. Este cel pentru ten normal și mix cu extract de gutuie. Se vede deja că sunt pe finalul tubului pentru că l-am folosit zilnic în luna mai și acum în iunie. Îmi place foarte, foarte mult, curăță foarte bine, reglează secreția de sebum, are un miros foarte plăcut și foarte proaspăt. Și sper să nu mai zic de multe ori foarte. Este un produs bun, îl recomand cu toată încrederea, nu este scump, a costat 13,50 lei, dar îl găsiți și mai ieftin pe linkul din căsuța cu descrieri. După curățarea tenului, urmează hidratarea lui și pentru zona din jurul ochilor mi-a făcut plăcere să folosesc și încă o folosesc, crema antirid pentru ochi din gama Hyaluronic 3D. Este o cremă de ochi foarte lejeră, destinată vârstei între 35 și 45 de ani. Nu am 35 de ani, dar am vrut să o încerc, mi-a plăcut și o folosesc în continuare. Are acid hialuronic și încă un complex triplu, nu știu cum, care stimulează sinteza de acid hialuronic din profunzime. Liniile fine nu se mai văd și iar liniile cele mai adânci sunt chiar vizibile, atenuate. Îmi place foarte mult, vi-o recomand și chiar merită încercată. Are și un preț accesibil, nu mai știu exact, dar veți găsi în bara cu descrieri. Din aceeași gamă, tot în luna mai, mi-am cumpărat și crema de zi. Tot din gama Hyaluronic 3D de la Elmi Plant, este crema antirid de zi cu factor de protecție 15. Este destinată vârstelor între 30 și 45 de ani. Are o textură foarte, foarte lejeră, se întinde foarte bine pe piele, se absorbe bine. Nu lasă peliculă grasă, fondul de ten nu curge, nu se întâmplă absolut nimic cu machiajul aplicat peste. Dă
feței o hidratare și o textură de proaspăt și de odihnit. Îmi place cum lasă tenul și vi-o recomand cu toată încrederea. Pentru că în zilele de vară nu este suficient doar factorul de protecție 15, mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere să folosesc în luna mai această cremă de la Gerovital, din gama Gerovital Sun 2016. Este o cremă de față nuanțatoare cu factor de protecție 50, pentru care am făcut un review și am să vă las un link în descriere unde veți vedea exact cum se aplică și cum arată pe ten. Nu uitați că trebuie fixată cu o pudră pentru a nu fi lipicioasă. În schimb, este o cremă bună, are factor de protecție mare, are un preț accesibil și o găsiți cam peste tot, dar veți găsi și un link în bara cu descriere. După ce am aplicat și pudra pentru fixarea cremei cu factor de protecție 50, mie îmi place să folosesc această apă minerală naturală de la Elmiplant. Este un tub care este pe terminate, dar deja am unul nou. Se găsește aproape în toate magazinele cu produse cosmetice. Este o apă minerală care merită încercată. Fixează machiajul, hidratează foarte bine tenul. Îmi place să folosesc și seara după curățarea tenului și dimineața după curățare și după machiaj, după peste zi. Revigorează, hidratează și tonifică. Este o apă minerală 100% naturală, are vitamine și minerale. Și vi-o recomand cu toată încrederea. Pentru igiena orală, așa cum știți deja cele care m-ați urmărit până acum, am folosit în luna mai și încă folosesc pasta de dinți medicinală de la Jaya. Este o pastă stomatologică activă pentru dinți, pastă de dinți. Are un preț accesibil, se găsește în magazinele Jaya, online pentru magazinele online veți găsi un link în bara cu descriere și de asemenea o găsiți și în farmaciile Polisano, Rețeta sau Sensiblu, cum vor fi ele. Curăță foarte bine, nu are acel gust mentolat deranjant care mie nu-mi place. Are un gust de proaspăt, dar curăță bine, parcă lasă dinții mai albi și mult mai curați. De la primul periaj, îmi place foarte mult, vi-o recomand. Are o textură foarte lejeră, are gust plăcut și își face treaba super bine. Iar ultimul produs pentru favoritele lunii mai este acest deodorant de la Dove, din gama Go Fresh, un deo spray. Îmi place că miroase foarte fresh și foarte revigorant dimineața după duș sau la miază, după masa, după duș. Îmi place foarte mult, nu pătează hainele. Pentru mine oferă protecția suficientă de care am nevoie. Mă bucur că l-am încercat și îl voi mai recumpăra. Este cel cu castravete și miros de ceai verde. Nu conține alcool, este antiperspirant și promite 48 de ore de protecție. Nu ține 48 de ore, dar 8 ore cât sunt la serviciu, pentru mine este un deodorant super ok și îmi place. Acestea au fost produsele favorite din luna mai. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la final. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent și cu următoarele clipuri pe care încerc să le public zilnic în luna iunie. Vă rog să distribuiți acest clip pentru a afla și cei apropiați vouă sau alții despre produsele pe care le recomand eu. Nu uitați să mă urmăriți pe Snapchat, pe Instagram, pentru că acolo postez zilnic și pe Snapchat este aplicația mea favorită din acest moment. Instagram-ul rămâne totuși în sufletul meu și acolo mă veți găsi cu multe, multe poze. De asemenea, mă găsiți și pe Facebook. Atât am avut astăzi să vă prezint, vă aștept pe Snapchat să-mi spuneți părerea voastră despre acest clip, iar mâine, tot aici, la un nou clip. V-am pupat și vă doresc numai bine! Pa!